Pe doamna Elena am găsit-o în piață. A mers mai mult să se uite, pentru că din pensia de 800 de lei nu-i rămâne mai nimic. Bolnavă și fără bani, ea se duce la o cantină, unde primește mâncare gratuită. Păi este cam greu, pentru că tot s-a scumpit de multă vreme. Și să vină lumina, să vină întreținerea, să vină toate astea, sunt... Mă ia și frica, vă spun sincer, pentru că sunt singură. Nu știu ce o să fac. Mă duc și la o cantină și îmi iau mâncare. Îmi vine să plâng. În situația femeii sunt încă 900.000 de români care au pensia minimă. Lor, statul, le promite încă 200 de lei în plus. La polul opus, parcă în cu totul și cu totul altă țară, primarii, viceprimarii și șefii consiliilor județene sunt la un pas să încaseze pensii speciale de 1.000 de lei. Un primar care a avut 3 mandate poate lua pensie specială de 5.000 de lei. Nici aleșii locali cu un singur mandat însă nu o vor duce rău, pentru că pentru un mandat pensia este de 1.600 de lei, adică de 2 ori pensia minimă din România. Legea prin care pensiile speciale ale aleșilor locali sunt eliminate nu a trecut încă de Parlament, așa că dacă guvernul nu le amână până la finalul anului, ele vor fi plătite din ianuarie. Trebuia să reprezint punctul de vedere al colegilor primari care în totalitate solicitau asemenea pensii. Ei considerau că retribuția este foarte mică, mai ales la state, și că pe care de consecință și contribuția la fondul de pensii este redusă și pensia e ridicol de mică. Eu cred că nu e în regulă să se acorde aceste pensii speciale. Este ceva foarte urât, foarte urât. Mai bine s-ar gândi la tot poporul. Se gândesc întâi la ei, din păcate. Nu e corect ce fac. Ei sunt 4 ani sau cât o fi 8 ani. Nu e pe viață. Am muncit 38 de ani și... Dar nu mi se pare corect vis-a-vis de ceilalți. Sunt de acord. Pentru că ce fac ei mai mult decât un muncitor în mină sau în alte locuri mult mai grele și mai... periculoase. Pensiile speciale ale aleșilor locali costă cel puțin 31 de milioane de euro pe an, potrivit unei declarații făcute în 2019 de ministrul dezvoltării de atunci.